Situația persoanelor care se infectează cu SARS-CoV-2 este din ce în ce mai grea, atât pentru spitale cât și pentru cetățeni. Suntem la Spitalul Caritas, care în continuare a rămas sub COVID, dar în același timp se primesc și pacienți cu patologii cronice, din câte știm noi. Care este situația în acest moment, doamna manager, la Spitalul Caritas? Știu că tratați în special bolnavii mai grav, da? Cei care sunt mai ușor merg către turnul Măgurele. Bună ziua! Da, în acest moment suntem un spital suport COVID, am fost tot timpul spital suport COVID, însă în prezent avem și secțiile de cronici lăsate deschise, tocmai pentru a asigura și asistența medicală non-COVID cetățenilor municipiului Roșiori de Vede și localităților limitrofe. Sunt pacienții oncologici care necesită în continuare tratament, nu putem să-i plimbăm, avem pacienții cronici, am asigurat până acum și partea acută de medicală, dar din păcate situația este una dificilă pentru întreg județul. Au crescut foarte mult numărul de cazuri de infectări noi și atunci încercăm să oferim cât mai multe paturi pentru pacienții COVID pozitivi. Da, mă uitam pe situația prezentată de DSP ieri, când am avut timpul asta să urmăresc, și am văzut că, spre exemplu, Zâmbreasca cred că a ajuns la 14 la 1000 de locuitori, ceea ce e foarte mult. Nu cred că am avut în celelalte valuri o astfel de rată de incidență atât de mare. Bine, și aveam 9, 10... 7, adică s-a depășit cu mult acel 6 la 1000. Situația valului 4 este una destul de îngrijorătoare la nivel de țară și la nivel de județ categoric. Sunt mult mai multe infectări decât în celelalte valuri, mult mai multe prezentări, mult mai multe forme grave. Într-adevăr, noi în Spitalul Caritas avem forme grave și forme medii. Spuneți-ne care este situația astăzi când discutăm în ceea ce privește această latură sau partea asta de pacienți internați cu COVID-19. Sunt 181 de pacienți internați în acest moment. În curte, în momentul în care noi vorbim, sunt 6 ambulanțe care au pacienți COVID tot pentru internare. De asemenea, noi facem și evaluările pacienților ce merg la domiciliu, dar marea majoritate a pacienților COVID cere evaluare. Este un val în care toată lumea vrea să fie consultată și este normal și firesc și le recomandăm să facă asta. Și atunci aportul către spital este și mai mare de pacienți. Nu este ușor, dar... Adică avem situația în care vine ambulanța, unii sunt pentru internare, adică situațiile foarte grave, da. Dar vin și pacienții care rămân testați, la domiciliu, testați pozitiv, rămân la domiciliu, dar vin dar pentru vor să evaluare. Se evalueze. Da, și atunci da? Sunt evaluații, atât biologic cât și imagistic, li se dă un anumit tratament și pot merge înapoi la domiciliu. Da, o recomandare. Avem 180 de internați. Da, 181 de pacienți și internați paturi, în acest că înțeleg că acum mai avem și pentru patologiile cronice. Ne-am descurcat împreună cu DSP Telorman cu planul de reziliență. Am reușit să mutăm o parte din pacienții cronici în spitalul vechi, unde este secția de recuperare și de cronici. Într-o altă aripă a spitalului am reușit să facem loc de paturi pentru pacienții oncologici. Avem mai multe decât în primăvară, dacă da. Dau eu seama bine. Da, aveam undeva la 140 sau ceva, 150 de paturi și acum avem mai mult. Nu, am avut 200 de paturi pentru pacienții COVID. Și acum câte avem? Valuri, avem 173, dar cu mărire încă 30, sunt 200 în final. 200 în final avem. Da. Adică suntem aproape de capacitatea maximă. Da, noi tot timpul suntem la capacitate maximă, ce externăm, umplem la loc în câteva Secția de ATI, ore. Cum este? Mult discutată secție de ATI, că până la urmă despre asta se vorbește, acolo sunt pacienți foarte grav. Nu cred că am ascuns niciodată faptul că este un deficit de medici la terapie intensivă. N-am făcut-o niciodată, au fost alerte la Ministerul Sănătății în toate celelalte valuri. Nu sunt medici de terapie intensivă. Nici spitalul nostru nu stă mai bine. Avem un singur medic de terapie intensivă, este un medic la vârstă de pensionare care ne-a ajutat cu tot sufletul și care a fost în permanență lângă acest spital și s-a întors în acest spital atunci când a apărut această pandemie. Sunt ceilalți medici cu liniile de gardă care asigură intrarea la pacienții din terapie. Pacienții din terapie sunt monitorizați 24 din 24. Niciodată din terapie intensivă nu se iese. Acolo sunt în permanență. Personalul auxiliar și personalul mediu este suficient și sunt tot timpul în ture acolo. Se poate acoperi permanent. Se acoperă permanent tura de asistente. Medicul vede dimineața până la ora 14, este medicul de terapie intensivă, vine și de la domiciliu de fiecare dată când a fost chemat. Și când a e fost nevoie, așa, mă gândesc. Da, de fiecare dată. Este un medic de urgență care îl ajută și care suplinește acest lucru și toți ceilalți medici intră și văd bolnavii, sunt medicii curanți care intră și văd bolnavii zilnic.
Câți avem la terapie intensivă? 12. 12 paturi? 12? 12 pacienți în permanență și sunt în așteptare pacienți de la nivelul spitalului pentru locurile de terapie intensivă. Același lucru se întâmplă și cu pacienții pe care îi are spitalul județean și care se pozitivează și au nevoie de terapie intensivă. Bineînțeles că și ei și-au creat paturi de terapie și asigură terapia intensivă și acolo. Încercăm să ne ajutăm între noi. Nu avem unde să-i trimitem pe cei din terapie intensivă. Înțeleg că la toată țara, sau cel puțin regiunea din jurul Telormanului. Nu, astăzi la nivel național erau două locuri de terapie intensivă la Oradea. La nivel național? La nivel național. Da, deci trebuie să ne descurcăm cumva cu ce avem. Da, cred că asta a fost întotdeauna. Scopul a fost să ne ajutăm aici și să facem aici, pentru că nu vom avea sprijinul celorlalte județe, nu că nu vor, ci pentru că nu au cum. Iarăși o discuție care s-a creat așa în spațiu public este legată de pacienții care ar fi vaccinați și totuși s-ar infecta cu o formă foarte gravă. Care e situația acelor pacienților cu COVID vaccinați și acelor nevaccinați? Avem pacienți cu COVID vaccinați care s-au prezentat pentru evaluare. Am avut și pacienți internați vaccinați, dar cu forme ușoare și cu comorbidități. Pacienți vaccinați fără comorbidități nu am avut internați. Nu am avut la nivel. Deci, practic, se creează așa o chestie, probabil împotriva vaccinării, se creează această idee a faptului că oricum nu contează, că tot se vor infecta și tot vor ajunge în spital, ceea ce e total fals, din câte înțeleg. Fals. Pacientul cel puțin la nivelul nostru al județului Telorman. Pacientul vaccinat este pacient protejat. Clar. Categoric. Reinfectați pacienți? Da, este chiar surprinzător și am discutat cu colegii, foarte mulți pacienți care au avut COVID au făcut COVID. În se valul reinfectează 4. În valul 4, da. Dar aveți semnale? Ce spun specialiștii? Urmează și alte valuri sau se cam termină aici? Sau cum să privim așa un viitor apropiat? Nu sunt infecționist, nu sunt epidemiolog, da. Sunt neurolog, pediatru. Din discuții, se pare că vom mai avea și valul și alte valuri. Să sperăm că nu vor mai fi atât de ample și că vor fi din ce în ce mai puține, pentru că vom reuși să facem acea imunitate de turmă și că nu vor, că la un moment dat pandemia se va opri. Vedeam un interviu al ministrului Sănătății care spunea că la jumătatea lunii octombrie vom avea un vârf al acestui val. Da, probabil în două săptămâni vom avea vârful valului 5. Dar noi suntem acum aproape la capacitate maximă în ceea ce privește internările. Categoric. O să ne descurcăm? Ne vom descurca, ne-am descurcat și ne vom descurca, sunt convins. Adică și în valurile trecute noi, din câte mi-amintesc, că aveam întotdeauna capacitate maximă. Nu am avut probleme maximă. Și da, întotdeauna am fost la capacitate maximă. Medicii cum sunt? Ne mai epuizăm un pic, ne revenim și o luăm de la capăt. Da, medicii? Au plecat după valurile trecute? Sau... Nu, eu nu am medici care au plecat, dimpotrivă am mai adus medici. Mai avem un chirurg tânăr, mai avem un internist tânăr. Sperăm că o să avem și un chirurg pediatru în curând. Avem un orelist nou. Deci situația se îmbunătățește în ceea ce privește personalul și medicii care doresc până la urmă, că trebuie să și vrea și să vină. Dar și niciunul din medicii pe care i-am luat sau medicii care au fost n-au avut reticență de a intra la COVID. Chiar dacă nu sunt specialitățile dumnealor. O singură întrebare aș mai avea. Se spune iarăși că pacienții vulnerabili de această infectare sunt copii. În acest val, da, avem mult mai mulți copii internați decât au fost în valurile trecute, de la începutul acestui val și până acum. Deci valul 4 a avut 53 de copii internați spitalul Caritas. 53 forme? Forme medii și ușoare. Medii și ușoare, nu n-au a fost. N-au necesitat terapie intensivă niciunul din copii. Decese? Nu. Da, ba da. La copii? Nu la copii. Nu, la copii, nu. La adulți? Decese au fost 30 de decese de la începutul valului 4. De la începutul valului 4. Comparativ cu valul 3 este mult mai mare rata de deces. Mult mai mare. Și este datorită faptului că pacienții se prezintă după 14 zile de stat la domiciliu. Și formele, toate decesele au fost cu afectare pulmonară 95%. Așa s-au prezentat la camera de gardă. Da. Mulțumim foarte mult. Cu drag.